Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Romi pentru România. Astăzi vom discuta alături de invitații noștri despre noile prevederi din domeniul educației, recent intrate în vigoare prin legea învățământului preuniversitar. Înainte de a intra în detaliile referitoare la minoritatea romă cuprinse în acest nou cadru legislativ, haideți să urmărim un scurt material despre starea sistemului educațional din România. La începutul acestui an școlar au intrat în vigoare noile legi ale educației, respectiv legea 198/2023 privind învățământul preuniversitar și legea 199/2023 pentru învățământul superior. Noile prevederi legislative includ măsuri menite să reducă abandonul școlar, să asigure un cadru inclusiv elevilor, să combată segregarea școlară, dar și să asigure securitatea și disciplina în școli și licee. Una dintre principalele probleme cu care se confruntă sistemul educațional în prezent este abandonul școlar. Conform datelor Uniunii Europene, România ocupă un loc fruntaș în privința părăsirii timpurii a școlii, mai ales în categoria adolescenților care urmează cursuri de învățământ liceal și profesional. Astfel, un studiu Eurostat realizat la nivelul anului 2022 arată că România are cea mai mare rată a abandonului școlar la categoria de vârstă 18-24 de ani, respectiv 15,6%. De asemenea, un raport al Ministerului Educației, în care au fost analizate datele centralizate privind examenele naționale din sesiunea 2022-2023, arată că din aproape 180.000 de elevi înscriși în clasa a 8-a, peste 17.000 nu au participat la evaluarea națională, iar aproape 4.500 de elevi au abandonat cursurile fără să finalizeze ultimul an de gimnaziu. La nivelul învățământului preuniversitar, noua legislație vizează combaterea abandonului școlar prin derularea programelor naționale, școala după școală, învățare remedială, ori masă sănătoasă. Cel din urmă program urmează a fi implementat în parteneriat de către Ministerul Educației Naționale și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, fiind estimați minimum 1 milion de beneficiari. În noua lege sunt de asemenea prevăzute măsuri care să stimuleze participarea și performanța școlară, respectiv prin acordarea de burse și rechizite, asigurarea transportului gratuit și combaterea stigmatizării elevilor. Pentru părinți este prevăzută derularea de activități de consiliere psihopedagogică. În privința noilor prevederi care reglementează învățământul pentru romi, conform noii legislații, sunt prevăzute mai multe facilități pentru elevii care studiază în limba maternă, urmărite fiind participarea la cursuri și accesul la manuale în limba romani. Totodată, elevii au posibilitatea de a studia opțional disciplina istoria, robia și deportarea romilor, având dreptul la materiale didactice specifice. După absolvirea învățământului gimnazial, elevii înscriși la evaluarea națională obligatorie vor susține proba la disciplinele limba și literatura română, matematică, respectiv limba maternă pentru elevii care au urmat studiile gimnaziale într-o limbă a minorităților naționale. În ceea ce privește segregarea școlară, o formă gravă de discriminare, noua lege interzice orice fel de formă de separare sau izolare a elevilor pe criterii de dizabilitate, etnie, religie, situații socioeconomice sau de orice altă natură. Ministerul Educației urmează să deruleze activități de monitorizare și intervenție în vederea prevenirii și eliminării oricărei forme de segregare școlară. Mai amintim că noul cadru legislativ prevede ca la finalul claselor a 2-a, a 4-a și a 6-a, elevii să susțină evaluări naționale scrise, obligatorii, la limbă și comunicare, matematică și științe, probe menite să puncteze nivelul de alfabetizare funcțională a elevilor. Pentru elevii din clasele cu predare în limba unei minorități naționale, proba de limbă și comunicare care urmează să cuprindă și o verificare în limba maternă.
De asemenea, noua lege a învățământului preuniversitar menționează înființarea Centrului Național pentru Educație Inclusivă. Instituția publică va avea atribuții în elaborarea de strategii și implementarea de politici publice pentru monitorizarea și susținerea copiilor cu risc de excluziune școlară generate de stigmatizare sau discriminare. Categoriile care vor fi urmărite cu prioritate în acest sens sunt copiii cu risc de abandon sau nereușită școlară, cei cu cerințe educaționale speciale sau dizabilități, copiii separați temporar sau definitiv de părinți, gravidele și mamele minore, copiii și tinerii din cadrul comunităților de romi vulnerabile, din centrele educative și de detenție, copiii care au fost victime ale violenței și abuzurilor de orice fel, dar și tinerii consumatori de droguri. Doamnelor, domnilor, am revenit în studio și am alături de mine pe domnul Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației. Îi spun bun găsit. Vă mulțumesc pentru invitație. Și Cătălin Manea, deputatul Minorității Rome. Bun găsit, domnule deputat. Mulțumesc pentru invitație. Iată că puțin mai devreme am difuzat și un scurt material introductiv, însă aceeași temă de actualitate aș vrea să o dezbatem și în această intervenție. Anul școlar, domnilor, a început în luna septembrie după un nou cadru legislativ. Știm foarte bine că a intrat în vigoare noua lege a învățământului preuniversitar, o lege care vine și cu prevederi noi pentru elevi și deopotrivă pentru profesori. Domnule Sorin Ion, ne puteți spune pe scurt ce s-a schimbat? Introducerea sau intrarea în vigoare a noii legi a învățământului preuniversitar, pentru că vorbim acum de două legi, una pentru învățământul superior și una pentru preuniversitar, aduce cu sine o legislație subsecventă și de fapt aceasta este provocarea pentru Ministerul Educației și pentru partenerii acestuia, emiterea ordinilor de ministru și emiterea hotărârilor de guvern care pun în aplicare legea. Din punct de vedere al elevilor, nu se schimbă foarte multe acum și este normal să fie așa. Aceste schimbări trebuie să vină treptat. Și am să dau câteva exemple cu evenimentele importante, cu evaluarea națională, admiterea la liceu, bacalaureat, care intră în intervale de timp diferite. Repet, la acest moment am elaborat deja, am aprobat deja și urmează să aprobăm foarte multe acte normative subsecvente. Ca titlu de informare, circa 290. Legislația pentru învățământul preuniversitar este una dintre cele mai complexe ca domeniu de activitate și de asemenea este un domeniu sensibil în care nu poți face schimbări peste noapte. Sigur că sunt deja modificări care vizează de direct elevii. Și am să vă dau un exemplu, transportul în comun. Asigurăm elevilor transport gratuit, nu că n-am fi făcut-o și în anii anteriori, mergeam pe decontare, elevul primea o sumă, fie sumă forfetară în ultimul an, fie o sumă fixă în funcție de distanță, care nu întotdeauna acoperea în integralitate cheltuielile de transport. De data asta, cheltuielile se decontează între instituții, nu între instituție și elev, astfel încât practic elevul nu mai are grija achiziționării unui abonament și să aștepte să îi se deconteze suma. Abonamentele se eliberează gratuit. Este evident că la fel ca orice schimbare, implementarea acesteia se face cu oarecare greutate. Avem județe în țară în care toți elevii au deja de la operatorii de transport abonamente gratuite, dar și județe în care întâmpinăm o rezistență din partea operatorilor de transport. Sunt multe instituții, consilii județene care sunt implicate în acest circuit, dar am convingerea că într-un interval de timp foarte, foarte scurt, lucrurile se vor așeza. E inerent ca la început să nu fie dificultăți. Un al doilea lucru important care privește direct elevii și, de fapt, dacă veți observa, discutăm aici în principal de măsuri de suport, de sprijin, nu măsuri care vizează în mod direct actul educațional. Și aici mă voi referi la burse. Știți cu toții deja că a existat o dezbatere foarte amplă pe bursele elevilor și două lucruri importante trebuie să tragem ca și concluzii. Unu, a crescut cuantumul burselor și cuantumul burselor pentru anul 2023-2024 este prevăzut în lege, urmând ca ulterior anual să se actualizeze prin hotărâre de guvern. Deci, a crescut cuantumul și a crescut numărul de beneficiari.
avem mai multe categorii de burse, am să le număr fără a intra în detalii, burse de excelență olimpică, burse de merit, burse sociale, burse tehnologice. Numărul de beneficiari este evident mult mai mare dacă ne gândim doar la faptul că de burse de merit vor beneficia cel puțin 30% din elevii fiecărei clase de elevi. Anul acesta a debutat cu un alt, să-i spunem, eveniment sau lucru extrem de important, și anume au început să se deruleze proiectele prin PNRR. Știți foarte bine, avem o sumă care reprezintă un balon de oxigen pentru sistemul de educație din România, fără precedent, peste 3,6 miliarde de euro în sistemul de educație. Avem deja programul de reducere a abandonului școlar și o să revenim asupra lui, programul de dotări al unităților de învățământ cu peste 1 miliard de euro. Aici sunt incluse toate școlile. Sigur că da. Toți cei care au aplicat și au avut nevoie nu o să intre la dotări, o școală care nou a fost înființată anul trecut, dar toate școlile care au avut necesar de mobilier, de echipamente electronice, de digitalizare, au primit, au fost semnate contractele. Campusuri duale, campusuri duale însemnând universități, autorități locale, licee, inspectorate, care formează un consorțiu de învățământ dual, pentru că am extins noțiunea de învățământ dual și la învățământul superior. N-aș lăsa la sfârșit smart lab-urile, care înseamnă o noțiune nouă în sistem de educație românesc, să se spunem laboratoare inteligente, de care nu prea aveam în sistem și reprezintă o noutate și o investiție importantă. Și mai sunt măsuri la care aș putea să revin. Microbuzele electrice, care sunt în sarcina Consiliului Județene, dar din bugetul pentru educație și unde deja au început să fie semnate contractele și lista ar putea să continue. Voiam să vă întreb ce modificări apar anul acesta în structura examenului de evaluare națională. Sunt convinsă că dintre cei care ne privesc se numără mulți părinți și elevi deopotrivă nerăbdători. Cei care se pot gândi la schimbări sunt părinții elevilor care anul acesta au intrat în clasa a 5-a, pentru că ei sunt prima generație cărora li se adresează o admitere la liceu diferită. Luăm în considerare doar nota de la evaluare națională, pentru că unitatea de măsură este aceeași, subiectele sunt aceleași, notele sunt puse la fel. Și atunci am schimbat metoda de admitere la liceu. Generația care a intrat anul acesta în clasa 5-a va susține evaluare națională și va beneficia de admitere la liceu într-un mod diferit, conform noi legi, dacă avem timp detaliem, probabil că nu. Iar pentru examenul de bacalaureat, prima generație care va da examenul nou de bacalaureat va fi cea care începe clasa a 9-a în anul 2025 și pot să vă explic ulterior de ce am luat această măsură. Pentru că după intrarea în vigoare a legii urmează planurile cadru și programele școlare noi, în baza cărora vom da bacalaureat nou și iarăși e normal să avem predictibilitate. Deci pentru cei care dau bacalaureatul, cei din clasa noua actual, da? Deci cei care intră în clasa noua în 2025 abia. Da. Deci nu cei care intră în clasa noua abia în anul 2025, nu cei care intră în clasa noua exact. Anul acesta. Ei vor da să bac. Nu se înțeleagă da. După nu, aceea nu. Cei care sunt în momentul acesta în liceu vor da bacalaureatul așa cum știau că se dă atunci când au intrat în liceu. Deci toți cei care se găsesc în liceu acum. Și repet, e o chestiune de predictibilitate și un principiu de a nu schimba regulile în timpul jocului. Domnule Cătălin Manea, conform noii legi a învățământului, există și câteva prevederi care vizează învățământul pentru minorități, în special pentru romi. Care sunt acestea? Ne puteți aminti câteva dintre... Le-am mai enumerat, dar este foarte bine pentru că este foarte bine să le aducem la cunoștință celor care ne privesc măsurile care sunt cuprinse în noua lege a învățământului preuniversitar și care vizează în mod direct pe copiii care aparțin minorității rome. În primul rând, salutăm demersul și al Ministerului Educației și al legislativului țării cu privire la interzicerea segregării școlare. Apare în mod expres în această lege organică a învățământului preuniversitar această sintagmă. Până acum aveam reglementată cumva interzicerea segregării școlare la nivel de act normativ infraconstituțional, adică un act normativ
mai jos decât legea, respectiv ordin de ministru. Odată cu interzicerea segregării școlare se înființează și Comisia Națională pentru desegregare școlară și acolo am reușit împreună cu colegii de la Partida Romilor și cu cei din grupul parlamentar al minorităților să introducem un amendament cu privire la faptul că organizațiile care aparțin minorităților naționale și care reprezintă minoritățile naționale vor încheia protocoale de colaborare cu această comisie în vederea combaterii fenomenului numit segregare în școală. O altă măsură și de extrem de importantă și de noutate este faptul că pentru copiii care provin din grupuri socioeconomice defavorizate, cu precădere copiii menționat expres în lege, copiii care aparțin minorității rome, costul standard per elev va fi suplimentat cu 25% pentru aceste unități de învățământ defavorizate. Nu este puțin lucru, 25% înseamnă mai mulți bani, înseamnă un învățământ de calitate mai bun și atractivitate pentru cadrele didactice care vor preda în acele unități școlare cu precădere din mediul rural. Mai departe, poate un moment istoric, a spune eu, pentru minoritatea noastră, este și faptul că am reușit să inserăm în textul legii o nouă disciplină opțională care se va studia atât la gimnaziu cât și la liceu, intitulată Istoria, robia și deportarea romilor. Materialele didactice, manualele, metodologiile și toate celelalte, hai să spunem, materiale suport, vor fi elaborate de către Ministerul Educației în colaborare cu organizația care reprezintă minoritatea romă în Consiliul Minorităților Naționale, este vorba despre Partida Romilor pe Europa, și cu, în colaborare și cu Centrul Național de Cultură a Romilor. De când vor putea elevii să studieze această materie? Suntem în etapa în care urmează ca Ministrul Educației, doamna Ligia Deca, să emită un ordin pentru constituirea unei comisii care, așa cum prevede legea, va demara procesul de, în primă fază, de elaborare a manualelor și a materialelor didactice pentru această disciplină. Deci, după părerea mea, cred că, dacă nu de la anul, în maximum 2 ani de zile, vom avea această disciplină sau această disciplină va putea fi aleasă la nivelul unităților școlare, atât în gimnaziu cât și în liceu. Această nouă disciplină vine totuși și ca o recunoaștere a statului român, a istoriei romilor? Este mai mult decât, după părerea mea, este și un act de reparație simbolică, morală, cu privire la sutele de ani de robie în care au fost ținuți romii în țările române, în țara românească și în Moldova, dar și cu privire la toate celelalte atrocități care au urmat după anul 1856 și aici știți foarte bine deportarea romilor în Transnistria, victimele care au fost masacrate în timpul Holocaustului și tot așa mai departe, chiar și în timpul regimului de după terminarea celui de-al doilea război mondial în regimul comunist. Dar ce-ar mai fi de semnalat? Avem în noua lege a educației, ca urmare a consultărilor pe care le-am purtat cu colegii din cadrul Partidei Romilor și evident ca urmare a experienței împărtășită din teren, din comunitățile de romi, avem pentru prima dată un articol distinct cu referire la includerea în structura inspectoratelor școlare, mai nou se numesc Direcții Județene de Învățământ Preuniversitar, a unui inspector pentru problemele copiilor, antepreșcolarilor și preșcolarilor care provin din medii socioeconomice defavorizate din comunitățile de romi. Deja la momentul acesta, cu sprijinul domnului Sorin Ion, domnului secretar de stat, cu sprijinul doamnei ministru, în cele mai multe județe din țară, deja noi avem instalați acești oameni, sunt practic niște resurse umane care aduc plus valoare. Cum reglementează noua lege statutul inspectorului școlar pentru romi și cel al mediatorului, că tot vorbeați de inspectori? Tocmai v-am spus, există în lege acest articol cu privire la inspectorul școlar pentru romi, care e o poziție distinctă față de inspectorul școlar pentru minorități. În plus, ne-am gândit
ca în ROFUIP, până acel regulament pe care îl elaborează Ministerul Educației, să existe o secțiune distinctă cu atribuțiile distincte ale acestui inspector. Da. Și aici am în vedere, în primul rând, necesitatea de a fi cât mai mobil inspectorul școlar pentru rom din județul Iași sau din județul Maramureș, trebuie să se deplaseze mai mult în comunități și atunci are nevoie de mobilitate. Lucrurile acestea trebuie prevăzute în regulamentul pe care ministerul le elaborează și ulterior atribuțiile să se regăsească în fișa postului. Avem condițiile generale în lege de încadrare a mediatorilor școlari și aici practic am reușit să facem o excepție cu privire la încadrarea mediatorilor școlari în comunitățile de rom cu pondere semnificativă. Acolo unde, evident, nu există acel mediator școlar care să îndeplinească condițiile prevăzute de lege. Și anume, pentru a ocupa poziția de mediator școlar, care este o funcție didactică auxiliară, aveam două posibilități, asta în condiții generale. Fie să fi fost absolvent de studii universitare, fie de liceu cu diplomă de bacalaureat. Excepția este că în aceste comunități de romi, cu pondere semnificativă, mediatorul școlar poate fi încadrat și din rândul absolvenților de 12 sau după caz 13 clase, fără diplomă de bacalaureat. Repet, este prevăzut aceasta expres este o noutate, în lege. Da. Ca și o concluzie, dacă în trecut, sau cel puțin dacă în legea 1 din 2011, legea educației naționale, cuvântul rom nu exista, iată că în prezent, cu sprijinul colegilor din Parlament, cu sprijinul colegilor senatori și deputați, cu sprijinul colegilor din cadrul Partidei Romilor, cu sprijinul consistent al Ministerului Educației și al oamenilor care se află în poziții de decizie, cum este și domnul Sorinion, am reușit să punem în lege o serie de articole care reglementează statutul cadrelor didactice rome, dar care reglementează și care contribuie cumva la îmbunătățirea accesului copiilor romi în sistemul de învățământ și în mod implicit la menținerea pentru o perioadă cât mai îndelungată de timp a unui număr cât mai mare de copii romi. Vorbeam ceva mai devreme despre segregarea școlară, care este un fenomen atât de întâlnit în țara noastră și voiam să vă întreb ce soluție există pentru ameliorarea unor astfel de situații. Am văzut personal, nu mai spun că am fost sesizat de nenumărate ori. Segregarea școlară trebuie sancționată foarte dur. Este o formă de discriminare care contravine Constituției și legislației în vigoare. Dar mentalitățile, am mai spus acest lucru, nu se schimbă peste noapte. Eu cred că poate exista o cale de mijloc sau cel puțin o cale de tranziție pentru a combate segregarea școlară și anume o informare și o pregătire haideți să spunem, periodică a tuturor celor care își desfășoară activitatea în sistemul de învățământ. Voiam să completez prin faptul că în legea 198, legea învățământului preuniversitar, există o secțiune specială dedicată desegregării școlare. Acolo este și definită segregarea școlară, sunt incluse și măsurile care se iau pentru prevenirea segregării școlare. Se discută despre înființarea Comisiei Naționale pentru Desegregare Școlară. Cu alte cuvinte, am dedicat o întreagă secțiune din legea acestei probleme. De altfel, legea în ansamblul ei, și asta este important de precizat, considerăm că are o caracteristică principală de echitate, pentru că sistemul românesc de învățământ de-a lungul anilor a cam suferit la capitolul echitate și dacă vorbim aici la diferențele dintre urban și rural, la diferențele dintre elevi proveniți din comunități defavorizate și elevi favorizați, să le spun așa. Și începuse domnul deputat să vă povestească faptul că în cadrul comunităților defavorizate, așa cum vor fi ele identificate de către
Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversital, cel care determină și alocă costul standard per elev, avem o creștere cu 25% la costul standard per elev. E important pentru necunoscători, poate da. Nu înseamnă decât un procent, dar înseamnă o finanțare mai consistentă. În afară de acesta, avem creșteri cu până la 75% a costului standard pentru elevii cu dizabilități, pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, în funcție de nivelul de intervenție pe care acesta îl primește. Avem încă o creștere de 25% pentru unitățile care se organizează în consorții școlare. Și aici, asta e un alt principiu, un alt concept nou. Este, din nou, noțiunea de consorțiu înseamnă să încercăm să punem la oaltă unități de învățământ cu atât mai mult sau cu atât mai bine, dacă este o unitate puternică, o unitate de elită, cu o unitate defavorizată, pentru a încerca să-i echilibrăm și să-i aducem la același nivel. Este evident, prin creșterea calității în cea defavorizată, tot în domeniul echității, pe lângă tipurile de burse pe care le-am enumerat, am introdus pentru prima dată bursele pentru mamele minore. Motiv pentru care am fost criticați. Nu au mai fost până acum. Criticați în anumite segmente societății. Da. Dar e o realitate pe care o avem. Da, ne întâlnim. Că dăm sau nu dăm burse și, de fapt, ceea ce poate n-a înțeles segmentul care ne critică este că dăm această bursă în condițiile în care mama minoră merge la școală. Se vor acorda burse sociale și elevilor care sunt înscriși la programe de recuperare școlară de tip a doua șansă. Până în prezent, bursele sociale nu se acordau celor de la a doua șansă și nu se acordau nici celor care urmau învățământ cu frecvență redusă. Într-adevăr, impactul acestor măsuri, impactul bugetar al acestor măsuri este unul consistent. Aici este nevoie, cum s-a spus de nenumărate ori, de o voință politică mult mai largă, o voință politică care eu cred că s-a manifestat la nivelul legislativului, la nivelul guvernului și, într-adevăr, da, trebuie să depășim stadiul de intenție și de declarații de tipul educația reprezintă o prioritate pentru România, trebuie să alocăm un procent de cel puțin 6% concrete, din PIB. Da. Nu, de data aceasta, prin conținutul legii, prin conținutul articolelor din această lege, noi, ca țară, suntem nevoiți să alocăm buget pentru implementarea măsurilor și de sprijin și sociale. Am să vin în sprijinul celor spuse de domnul deputat. În noua lege a învățământului există foarte multe programe naționale. Nu știu, am să iau la întâmplare programul național Masă Sănătoasă, care are definiți 1 milion de beneficiari. E obligația asumată prin lege. Ea va trebui să intre în vigoare pe parcursul acestui an școlar, cel mai probabil după, pe noul buget. Menționez că în acest moment și în ultimul an am avut masă sănătoasă, masă caldă în școli pentru 450 de unități de învățământ, aproximativ 180.000-185.000 de beneficiari. Faceți diferența până la 1 milion de beneficiari. Asta înseamnă buget, înseamnă cheltuieli, dar de fapt rectific. Ele nu se cheamă cheltuieli. Când vorbim de educație, trebuie să le numim investiții. Vorbeam ceva mai devreme și de alt fenomen îngrijorător, respectiv abandonul școlar și aș vrea să vă întreb sau să ne spuneți câte ceva despre Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, pentru că, iată, tot trăim cu speranța că putem face ceva în acest sens. Măsurile pe care le-am luat de curând în asigurarea transportului școlar ar fi una, în asigurarea unor sume consistente prin burse sociale ar fi alta, ca să îi convingem să meargă la școală, ar fi pe de o parte. Pe de altă parte, să ne imaginăm că vom înființa licee și asta vă spun din experiență proprie. Când eram inspector general la Dâmbovița, am înființat un liceu nou într-o comunitate
cu populație preponderentă. La Cojasca. La Cojasca. Da, să știți că n-a avut chiar așa mare succes cum ne imaginat. E adevărat că a mai redus puțin abandonul școlar de acolo, acei copii care n-ar fi vrut să meargă în altă localitate. De la Cojasca până la Băleni sunt câțiva kilometri și liceu aveam la Băleni. Ok, am înființat liceu în localitate. Nu cred că asta este soluția. Soluția este să luăm măsuri de sprijin pentru a de tip social pentru a îndemna să meargă la școală, 1 și 2, ceea ce este foarte important și poate că e trecut cu vederea, că dacă observați vorbim foarte mult de activități conexe învățământului și nu de activitatea propriu-zisă la clasă didactică, soluția este să face și materia mai atractivă pentru elevi să meargă cu plăcere la școală. Iar asta este, acesta este un obiectiv pe care îl avem în Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar. Să-l exprimăm întâi în câteva cifre. Am avut până acum 2 runde de înscriere. În prima rundă am avut în jur de 1410 școli. 1410 școli care au început deja activitățile și au primit finanțare. În runda a doua am avut undeva peste 600. Cu alte cuvinte, avem în total peste 2000 de școli. Și fac precizarea că vorbim de 2000 dintr-un total de circa 6200 de unități. Sunt deja proiecte implementate, sunt, nu? Deja. Sigur, cel puțin cele pentru runda întâi au început activitățile de anul trecut. În ce constă proiectul? Sunt granturi de până la 200.000 de euro pentru fiecare școală în funcție de numărul de elevi, prin granturi cu ajutorul cărora pot face lucruri pe care de obicei nu le finanțăm. Măsurile pe care le introducem prin acest program sunt plecând de la finanțarea activităților de timp liber și o să spuneți, dar de ce ne trebuie asta? De ce trebuie să finanțez, nu știu, excursii, vizite la muzee? Tocmai pentru că părinții nu pot și n-au posibilități. Scopul principal este să facem din școală un loc mai atractiv. Asta ne dorim. Până la măsuri de gen masă caldă la școală, pe lângă programul pilot de masă caldă despre care vorbeam mai devreme, măsuri de activități privind activități remediale pentru copiii care se pregătesc pentru examene, cu alte cuvinte, finanțăm pregătirea suplimentară, paleta de și bineînțeles o componentă în toate proiectele finanțate prin PNRR, o componentă de digitalizare a școlilor. Iată că am atins o parte din subiectele pe care am considerat că telespectatorii trebuie să le afle și vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. De câte ori o să aveți posibilitatea, sunteți bineveniți la emisiunea noastră. Vă mulțumesc, domnule Sorin Ion, pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Domnule deputat, vă mulțumesc și... Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, emisiunea noastră continuă. După o scurtă pauză de publicitate, revenim. Duminica trecută a avut loc în județul Dâmbovița adunarea generală a Partidei Romilor Pro Europa. Scopul întâlnirii a fost alegerea președintelui filialei județene Dâmbovița și a Consiliului Director Județean. La eveniment au participat președintele organizației, Nicolae Păun, și secretarul general al Partidei Romilor, Bogdan Paraschiv. Printre invitații Partidei Romilor s-au numărat primarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, prefectul județului Dâmbovița, Claudia Gilia, și deputatul Carmen Holban. Lucrările adunării generale au fost conduse de Bogdan Paraschiv, secretarul general al Partidei Romilor Pro Europa. Sunt onorat să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră. Sunt onorat să fiu în mijlocul unei comunități cu privire la care există o relație foarte, foarte bună de colaborare între administrațiile locale conduse de Partidul Social Democrat și reprezentanții dumneavoastră. Am o relație de colaborare foarte bună de ani de zile cu domnul Răducanu Tudorică și pot să spun că nu ne-au fost înșelate așteptările. Aș vrea și eu să pun accent pe ceea ce a spus domnul președinte puțin mai înainte. Partidul Social Democrat are 62 de primari în județul Dâmbovița.
are sute de consilieri locali, are mii și mii de membri. Nu ne-ați văzut pe noi trăgând în direcții diferite. Și lucrul acesta, de lucrul acesta trebuie să fiți conștienți în primul rând dumneavoastră, că fiind uniți, sunteți mai puternici. Fiind uniți, reușiți să faceți mai multe pentru comunitățile pe care le reprezentați. Ați văzut că și îndemnul domnului președinte al Consiliului Județean și a domnului primar este același. Împreună suntem mai puternici. Acesta este și mesajul nostru din ultimul an de zile, în care alături de ceilalți colegi din structura centrală, alături de domnul președinte Nicolae Păun, ne-am deplasat în majoritatea sucursarilor județene, acolo unde au avut loc întruniri ca cele de astăzi, și la fel am întâlnit comunități care doresc și au înțeles că împreună suntem mai puternici. Acum, îndemnul dumneavoastră de a fi noi uniți, mi-am putea spune că e unanim valabil pentru toate partidele politice. Din păcate, din fericire, nu pot să spun, n-am cum să mă poziționez, dar am o istorie de vreo 30 de ani în politica românească și cam așa aș fi îndemnat și eu PSD-ul în urmă cu câțiva ani să fie unit, să nu se dezbine, și uite că o parte din el s-a desprins în pro-România sau mai știu eu ce a mai fost. Și învățăm din greșeli. S-a întâmplat și cu PNL-ul, s-a întâmplat și cu PD-ul. E o boală de care suferă clasa politică românească. Apoi noi n-aveam cum să facem abstracție de chestiunea asta. Ne-am îmbolnăvit cu toții, ca la COVID. Am încercat noi să ne punem mască, dar până la urmă tot ne-am îmbolnăvit. Asta nu înseamnă că îndemnul dumneavoastră nu este unul de luat în seamă. Fraților, Partida Romilor, Dâmbovița și PSD Dâmbovița. Repet, fraților, avem o experiență în a lucra împreună de atâția ani de zile, încât între noi nu e loc decât de dialog constructiv. Programul pe care eu l-am gândit pentru romii din România, pentru toate comunitățile de romi, se numește Romi pentru România. Programul Romi pentru România este o ofertă politică pentru partidele politice, respectiv pentru stânga și dreapta. Stânga și dreapta însemnând stânga tradițională, istorică, social-democrația, și dreapta, respectiv, Partidul Național Liberal. În accepțiunea mea, sigur că pot exista și partide de centru-dreapta, cum a fost PD-ul, nu știu, PMP-ul sau ce-o mai fi el. Eu m-am axat doar pe două partide tradiționale istorice. Centru-stânga, repet, social-democrația, centru-dreapta sau chiar partidă-dreapta, Partidul Național Liberal. Am plecat de la următoarea teorie, că în primul rând noi, ca și mișcare a romilor, ca și partida romilor, ca și organizație a romilor, trebuie să punem accentul pe respectarea, păstrarea și respectarea celui mai de prețios lucru pe care l-am câștigat după Revoluția din 1989, și anume democrația. Adunarea Generală a Partidei Romilor Pro Europa, filiala Dâmbovița, s-a bucurat de o participare numeroasă a membrilor și simpatizanților din județ și s-a încheiat cu alegerea lui Tudorică Răducanu în funcția de președinte județean. Totodată au fost aleși prin vot membrii Consiliului Director, președintele Organizației de Tineret și președintele Organizației de Femei a Partidei Romilor, filiala Dâmbovița. Aproximativ 200 de reprezentanți ai Asociației Partida Romilor Pro Europa din județul Tulcea, membrii ai comunităților tradiționale și invitați din filialele din țară, au participat săptămâna trecută la adunarea generală a organizației din județul Tulcea. La eveniment a fost prezent președintele Asociației Partida Romilor, Nicolae Păun, alături de secretarul general al organizației, Bogdan Paraschiv, dar și de invitați din partea autorităților publice locale din județ. Este strict necesar ca atunci când discutăm la nivel de administrație
cu dumneavoastră ca lider, ca reprezentanți a unei minorități așa de bine stabilită în această, în această zonă, trebuie să avem poziții comune pentru ca să putem să, să avansăm. Iar în Consiliul Județean veți găsi permanent un partener. Pe lângă discuții administrative locale, în cadrul adunării au fost prezentate inițiative și proiecte esențiale în domenii precum educația, sănătatea, accesul tinerilor romi pe piața muncii și dezvoltarea comunitară. Știm cu toții că tinerii reprezintă motorul schimbării, nu doar viitorul, ci și prezentul. Și de aceea trebuie cu toții cei de la această masă să le dăm o încredere sporită, să îi ajutăm să reprezinte comunitatea noastră cu cât mai mare interes. Tinerii pot fi schimbarea, pot reprezenta modul în care percepția celor din jurul nostru va fi schimbată. Eu cred că prin educația noastră, prin educația în care investim în tinerii noștri, putem schimba mentalități. Liderii și reprezentanții comunităților de romi din județul Tulcea vor participa la Congresul Extraordinar al Partidei Romilor, programat pentru data de 5 noiembrie la Sala Palatului din Capitală. Mă bucur că am înțeles cu toții că dacă nu lucrăm în echipă, nu avem rezultatele pe care ni le dorim, așa că ce pot să vă spun? Vă doresc din tot suflet să rămâneți în continuare în echipă, să rămâneți uniți, să vă dea Dumnezeu sănătate, minte multă și la anul 2024 va fi un an foarte greu pentru că vor fi foarte multe alegeri, să dea Dumnezeu să votați cu oamenii voștri. Prin astfel de adunări demonstrăm că suntem puternici, ce se întâmplă la Tulcea s-a întâmplat în toată țara, suntem uniți, suntem puternici și cu siguranță cred eu că avem ce arăta celor care, într-adevăr, vor să lucreze cu noi. Trebuie să felicităm președintele organizației noastre, pe domnul președinte Nicolae Păun, pentru că prin munca dânsului, da, am reușit să ținem organizația în picioare timp de peste 30 de ani de zile. Municipiul Tulcea găzduiește aproape 14 minorități etnice care conviețuiesc și desfășoară activități comune, mai ales în plan cultural și al drepturilor omului. Organizația Partidei Romilor din Tulcea are o istorie de aproape 20 de ani. În discursul său, liderul Partidei Romilor a amintit de o prioritate a organizațiilor din întreaga țară, investiția în noile generații ale minorității rome și implicarea tinerilor romi în dezvoltarea societății române. Cu perseverență, multă perseverență, a trebuit să duc în spate foarte multe probleme cu care s-a confruntat comunitatea romilor încă din anul 1990 până în prezent. Unul dintre motivele perseverenței mele îl vedeți aici în față. Subiectul numărul unu a temei noastre și a întâlnirii noastre ales de mine este acești copii. Avem o datorie morală să le formăm un traseu în viață acestor copii și încă, eu știu, probabil sutelor de mii de copii de etnie romă care se află pe teritoriul României. Dacă oamenii vor să participe la un program național de politici publice și să devenim o forță ca să putem să croim un drum pe viitor pentru copiii noștri, dar unul mai neted, unul mai bun, unul mai așezat, unul mai pragmatic. Important este, dacă noi facem parte din această programare de dezvoltare a țării sau nu. Aici este problema. Copiii pe care i-am arătat au nevoie de un parcurs și de un traseu în viață. Toți copiii din Tulcea au nevoie de politici publice pe învățământ. Trebuie să ne zbatem pentru ei. Trebuie să avem mai mulți mediatori școlari. Trebuie. Trebuie să fim mult mai prezenți în comunitățile de rom, să vedem ce se întâmplă cu abandonul școlar, de ce nu îi înscrie la clasa 0, să avem o
fișe de parcurs a elevului de la clasa 1, a 1-a sau clasa 0 până la clasa 8-a? Trebuie, Gabi? Da. Aceasta e una dintre ideile cu care vin acum și discut și negociez la nivelul Ministerului Educației. Mișcarea romilor din România, Partida Romilor împreună cu voi, cu toții, cei prezenți și cei de acasă, și colegii voștri din țara asta, doresc o nouă viață. Avem nevoie de doctori, de ingineri, de avocați, de profesori, de oameni de afaceri, avem nevoie de business-uri, avem nevoie să ne facem casă, avem nevoie de bunăstare, vrem să ne facem un trai bun aici în țară. Haideți să fim uniți pentru o idee și vă spun că traseul și parcursul nostru și viața voastră în Tulcea se va schimba. Am să vă ajut cât am să pot și am să-mi continui parcursul pentru următorul an electoral, încercând să obțin cât mai multe avantaje pentru comunitățile de rom în dialogul meu cu partidele politice. În cadrul adunării, conform procedurii statutare, reprezentanții filialei din județul Tulcea și-au ales reprezentanții comitetului director în funcția de președinte al filialei județene, fiind reconfirmată doamna Niculina Iosif. Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Romi pentru România. Până la următoarea noastră întâlnire, puteți afla toate noutățile din viața romilor urmărind pagina de Facebook a emisiunii noastre. De asemenea, dacă aveți povești de viață care merită făcute cunoscute, nu ezitați să ne scrieți. Suntem mereu în căutarea unor persoane care pot surprinde, inspira sau motiva prin faptele lor. Așadar, așteptăm să ne împărtășiți din experiențele voastre impresionante. Eu sunt Monica Cornea și ne revedem ca de obicei duminica viitoare, începând cu ora 10 la postul B1 TV. Toate cele bune! Se guglie butma.